dacă suntem incapabili să prezentăm adevărurile lucrării lui Dumnezeu în cuvinte simple sau în cuvinte care să fie înțelese și de copii, atunci avem o problemă de comunicare. Domnul Iisus Hristos, și asta ne fascinează la El, deși a fost Dumnezeu și a fost de o înțelepciune infinită, a știut să vorbească pe limba copiilor. Și a transmis cele mai frumoase adevăruri, cele mai importante, adevărurile esențiale ale cuvântului Dumnezeu, le-a transmis prin ilustrații, prin povești, prin istorisiri. În seara aceasta, pentru că fratele Sorin are și el, cred, Duhul lui Dumnezeu, m-a impulsionat, am lucrat câteva ori la o predică, dar vă voi vorbi despre altceva. Aș dori să vă vorbesc despre adevărul mântuirii noastre, dar printr-o pildă prezentată de Domnul Iisus Hristos. Mântuire care este prezentată în două faze ale istoriei. Ea a fost predicată, după cum bine știm, și înainte de Domnul Iisus Hristos și a fost predicată, prezentată și după venirea Domnului Iisus Hristos. Vom citi în seara aceasta de la Evanghelia după Luca, capitolul 14, începând cu versetul 15. Evanghelia după Luca, capitolul 14, începând cu versetul 15. Unul din cei ce ședeau la masă cu el când a auzit aceste vorbe i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată, toate sunt gata. Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și trebuie să mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa. Căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Amin. Amin. Acum este un adevăr pe care noi trebuie să-l acceptăm în seara aceasta. Mulți din frații noștri scumpi, dragi, născuți din nou, mântuiți, arminieni, au primit Evanghelia Domnului Iisus Hristos, au crezut în Domnul Iisus Hristos și au o răscumpărare veșnică pentru totdeauna, chiar dacă ei nu știu că este veșnică. Totuși, nu este același lucru cu a experimenta mântuirea și a înțelege mântuirea. Sunt două lucruri distincte. A experimenta mântuirea este un lucru și a înțelege mântuirea ta este cu totul altceva. Da? La fel cum un copil poate să fie născut din nou și să aibă niște percepții cu privire la evenimentul nașterii sale din nou și apoi după mulți ani de zile mamă să-i spune: mă băiete, nu e așa cum ai crezut tu și ce ți-au spus alții, spun eu cum s-a întâmplat nașterea. Da? Și el are un șoc când află. Bun? La fel este cu mântuirea. Noi trebuie să ne lăsăm educați, formați, învățați, disciplinați, regenerați, nu numai în inimă, ci regenerați și în mintea noastră de cuvântul lui Dumnezeu. Da? Și cu trecerea timpului noi descoperim niște adevăruri ale lui Dumnezeu care la un moment dat s-ar putea să ni se pară șocante, să nu ne placă, să nu ne convină, să nu se potrivească cu conceptele pe care le avem noi despre foarte multe lucruri. Cam așa cred eu că este și pilda aceasta, dar avem acest har de la Dumnezeu ca El să ne prezinte mântuirea într-o formă foarte ușor de înțeles. Vom citi pasajul acesta și îl vom analiza în paralel cu Matei, capitolul 22, unde ni se dau alte detalii despre același eveniment și este prezentată aceeași pildă, dar cu anumite detalii care sunt importante. Bun, vorbim despre mântuire în seara aceasta, prezentată sub forma aceasta a unei cine. Da? Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare. Ce lucru minunat să înțelegem lucrarea mântuirii. Lucrarea mântuirii prezentată doctrinar, cum o fac și eu de foarte multe ori, este: Dumnezeu este sfânt, noi suntem niște păcătoși, Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre, Evanghelia ne confruntă și ne cheamă, pocăiește și crede în Domnul Iisus Hristos. Dar Domnul Iisus Hristos, să nu pierdem de vedere, a prezentat niște imagini extraordinare cu privire la mântuire. Mântuirea este ca o cină. Ce faci la cină? Te duci și mănânci la o cină, da? Exact cum va face fratele Mihai când va deschide oficial Steak and Shake și ne va chema pe toți și ne va da o cină gratis. Nu ne-a spus asta, dar oricum. El vrea să ne explice ce înseamnă harul și mântuirea, da? Este o sugestie. Ce faci la cină? La cină te duci și te mănânci, da? La cină
Este un moment al intimității, al părtășiei, al bucuriei. Este un moment de împărtășire a amintirilor și așa mai departe. O cină este un eveniment fericit. Dacă cineva vine, spune, vine la cină, dar dus de mâncare. Vine la cină și gătește-ți tu aici. Dacă spune, vine la o cină pe care eu am pregătit-o în totalitate, este o bucurie, este o veste bună. Veți vedea la momentul potrivit că este o veste extraordinară și toți vom fi prezenți acolo, da? Și Iisus a răspuns, un om a dat o cină mare. Este o cină mare, da? Este o cină mare. Asta este mântuirea. Evanghelia vine și ne vorbește despre un ospăț pe care îl dă Dumnezeu. Despre o cină pe care o dă Dumnezeu. Evanghelia nu este o chemare a lui Dumnezeu. Veniți ca să vă spun ce nenorociți, ce ticăloși sunteți. Veniți ca să vă învinovățesc. Veniți-vă ca să vă dau cu nuiaua pe spinare, dar după aia o să vă vindec. Să avem grijă cu privire la modul în care vorbim despre mântuire. Ce prezentăm oamenilor? Să nu cumva din perspectivă omenească vorbim, dar nu din perspectivă divină, alegerea lui Dumnezeu, alegerea lui Dumnezeu. Din punct de vedere al responsabilității noastre, noi să nu prezentăm o mântuire care chiar nu ar fi miracolul Duhului Sfânt, dar oricum este așa, dar chiar ar trebui să facă Duhul Sfânt o muncă dublă, triplă, pentru că eu am băgat prostii în cap omului. Despre ce înseamnă mântuirea? Mântuirea este ceva atractiv. Ea este o cină și este o cină mare. Este o cină mare. Acolo, apoi spune Scriptura că a poftit pe mulți, nu i-a poftit pe toți. Acum, vă convine sau nu vă convine, Dumnezeu nu-i poftește pe toți. Pur și simplu dați un search pe Google, Dumnezeu nu cheamă toți oamenii. Asta e lucru care mă șochează când aud astăzi, când spun ce Dumnezeu ăsta? Dumnezeu cheamă pe toată lumea, dar dacă oamenii nu vor. Omule, treci într-o prostie a minții tale incalculabilă. În cea mai tehnologizată ieră, în cea mai tehnologizată, ultra-tehnologizată perioadă din istoria omenirii, astăzi, Evanghelia încă n-a ajuns la vreo 2,3, alții zic 2,6 milioane de oameni. Unii zic, dar de unde știi tu asta? Dom'le, să știe unde sunt misionari în lumea asta. N-a ajuns Evanghelia acolo. Cu alte cuvinte, există 2,3, cel puțin 2,3 miliarde de oameni în lume care n-au auzit numele Iisus Hristos. Mă înțelegeți? Nu l-au auzit. Nu l-au auzit. Chemarea nu este dată fiecărui individ de pe planetă. Poate așa putem să apreciem mai bine ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Cu atât mai mult lucrul ăsta a fost adevărat în vechiul legământ. Știți restricția, știți rasismul, știți obsesia evreilor, Evanghelia, proto-Evanghelia prezentă în vechiul legământ nu s-a dus la toți oamenii. Sub nicio formă nu s-a dus la toți oamenii. Ea va ajunge la toți oamenii pentru că așa a hotărât Dumnezeu. Bun, versetul 17. Observați secvența. Un om a făcut o cină mare, a dat o cină mare și a poftit pe mulți. Există un moment al poftirii și un moment al chemării la cină, da? Poftirea s-a făcut din timp, asta a făcut Dumnezeu cu Israel. Prin jertfe, prin sacrificiile acelea, prin promisiunile Evangheliei, Dumnezeu tot a vorbit. Va veni Hristos, va veni Izbăvitorul, va veni, va veni, va veni. I-a pregătit în continuu. Vine ziua, vine ziua, vine ziua, vine ziua. Și ai spune că atunci când a venit Hristos, toți evrei au să-l dat de bucurie și l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. Nu. Dar poftirea, da? Poftirea, anunțul s-a făcut sute de ani la rând. Profeții, profet după profet, profet după profet, a anunțat acest ospăț mare care va fi dat în cinstea Domnului nostru Iisus Hristos. De unde știm lucrul ăsta? Uitați, Matei 22 spune așa. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. Cine cui? Tatăl a făcut nuntă cui? Fiului, Domnului Iisus Hristos, da? Și a trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă. Aici e la plural robii și se referă la profeții Domnului, se referă la apostoli, apoi care au chemat întâi pe evrei, întâi a iudeul, apoi a grecului și au chemat la cină. Și ei, ca națiune, au fost evrei mântuiți, dar ca națiune l-au respins pe Domnul Iisus Hristos. Au respins oferta lui Dumnezeu. Asta au făcut. Vreau să observați un lucru interesant. Eu cred că se poate observa în versetul 16 și 17, Sfânta Treime. Este un om și se referă la Dumnezeu Tatăl, care a dat o cină mare pentru fiul lui, cum ne spune Matei 22, și trimite pe robul ca să aducă la fiul. Cine este cel care îndeplinește lucrarea tatălui și îl arată pe Domnul Iisus Hristos? Acela este Duhul Sfânt. Da, Duhul Sfânt nu este un sclav, un rob al tatălui și al fiului. Ce este prezentat sub imaginea aceasta de rob ca acela care ascultă și face, ca acela care poartă interesele stăpânului, da? Lucrarea mântuirii este o lucrare a Sfintei Treimi. A Sfintei Treimi. Pentru aceea cred într-o perfecțiune a lucrării mântuirii. Ce a hotărât Tatăl, a înfăptuit Domnul Iisus Hristos și este aplicat de Duhul Sfânt. Este o lucrare superbă, desăvârșită, extraordinară. Bun. La ceasul cine a trimis pe robul său să spună celor poftiți.
Veniți și ascultați. Asta e vestea Evangheliei. Veniți căci, iată, toate sunt gata. Asta este vestea Evangheliei. Toate sunt gata. Asta este vestea Evangheliei. Gratuitatea, libertatea cu care ne cheamă Dumnezeu să venim. Dumnezeu a pregătit totul. Dumnezeu din eternitate a pregătit totul. Dumnezeu în cursul timpului a pregătit totul. Fiul lui a murit, a înviat, s-a înălțat la cerul, substituția, răscumpărarea, ispășirea, toată lucrarea s-a încheiat. Asta este vestea pe care noi trebuie să o dăm. Toate sunt gata. Toate sunt gata. Noi trebuie să venim la cină. Ce veste minunată, să nu uităm această libertate a chemării Evangheliei. Veniți, căci iată că toate sunt gata. Așa de simplă Evanghelia. Uite ce a făcut Dumnezeu. Uite ospățul pe care l-a pregătit Dumnezeu. Uite răscumpărarea, uite ispășirea, uite substituția, uite propițierea, uite absorbirea mâniei lui Dumnezeu, uite satisfacerea dreptății lui Dumnezeu, a sfințeniei lui Dumnezeu, uite ridicarea păcatului, uite cum El a stat în locul nostru, uite că lucrarea este desăvârșită. Este desăvârșită. Toate sunt gata. Toate sunt gata. Asta este declarația Evangheliei. Bineînțeles, această afirmație, toate sunt gata, pe cât e de extraordinară, pe atâta lezează firea pământească. Care vrea și ea să contribuie, care vrea și ea să adauge. Să știți, firea pământească de multe ori spune, da, trebuie, vreau să mă pocăiesc și să cred, dar să o fac prin puterile mele. Să facă și el ceva, să plângă puțin, să contribuie, să aducă și el ceva. El spune, nu ai ce aduce. Toate sunt gata, nu pot să vin eu cu desertul. Ne mai invităm, frate, vin eu cu sucul. Nu pot să vin cu sucul. Toate sunt gata. Asta este vestea Evangheliei. Toate sunt gata. Totul a fost făcut desăvârșit în persoana Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Versetul 18, depravarea totală. Ia ascultați-o. Dar toți, parcă fuseseră vorbiți. Ce imagine. Dar toți parcă s-au înțeles între ei. Toți, fără niciun fel de excepție, au început să se dezvinovățească. Și ascultați prostia umană, spirituală, dusă la paroxism, la climax. Cel din tâi a zis, am cumpărat un ogor atunci seara la cină. Da? Atunci așa cumpărat el ogorul. El știa dinainte când o să fie, că i-a anunțat. Am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să văd. Dar ce era dacă îl vedea dimineață? Înțelegeți pentru ce vând oamenii pe Dumnezeu? În ghilimele. Pentru ce dau oamenii la schimb pe Dumnezeu? Pentru nogor. Asta se întâmplă și astăzi, să știți. Sunt unii oameni prinși la colț în niște afaceri murdare, sunt prinși la colț unii în niște lucruri mizerabile, mizere ale lumii ăștia. Îi spune, băi, las că-ți dau eu bani, mă, las o baltă, vină la Domnul. Nu poate ieși din legătura aia omenească. Alții sunt combinați cu cineva, nu poate să rupă lucrul acela și refuză mântuirea. Refuză eternitatea, refuză pe Dumnezeu, refuză ceva ce Dumnezeu a pregătit din eternitate pentru niște lucruri mizerabile ale lumii acestea. Asta e în realitate. Și auziți perversitatea și parșivitatea lui. Rogu-te să mă ierți. Mamă, eu m-aș pocăi. Auzi pe oameni cum spune? Eu m-aș pocăi, dar uite, ar trebui să mai rezolv asta, să mai fac asta, să mai nu știu ce și după aia mă pocăiesc. Asta este parșivitatea. Dacă cineva ți-ar pune, dacă te-ar mușca un șarpe, n-ai spune, domne, să-mi rezolv întâi treburile pe care le am cu pruncii mei și după aia mă duc la spital. Nu te duci atunci să salvezi viața. Numai dacă nu înțelegi la ce te-a chemat Dumnezeu, la cât de glorioasă e festivitatea, la cât de glorioasă este cina aceasta, numai dacă nu înțelegi, dacă n-ai credință, ai atitudinea aceasta. Al doilea, un altul a zis, am cumpărat 5 perechi de boi, vedeți pentru ce dau oamenii mântuirea. Asta e și în realitate, să știți. Asta este în realitate. Sunt oameni care au fost puși pentru o pereche de boi. Dar pierd asta, dar pierd aia, dar pierd serviciu, dar pierd banii, dar pierd relația aia, dar pierd influența aia. Și nu mă pot pocăi pentru asta. Pentru asta dau oamenii mântuirea. Am cumpărat 5 perechi de boi, tot și ăsta seara. Și mă duc să-i încerc. Nu știu cu ce încerca. Cu felinarul. Avea girofar. Cu ce încerca el boi atunci la cină? Aici este prostia. Dacă stați să vă gândiți bine, fiecare scuza a omului prin care refuză Evanghelia are în esența ei ceva prostesc. Ceva absurd. Și este doar o chestiune de timp ca să stai să gândești puțin logic și să vezi absurditatea din scuzele acelea. Și un altul a zis, tocmai acum m-am însurat. Sunt oameni care nu vin la Hristos tocmai pentru că s-au însurat. Dacă nevasta, dacă soțul, dar ce o să spună copiii mei? Dar poate mă lasă, dar poate face. În situații reale, frați și surori. În situații reale. Și ascultați, tocmai acum am însurat și de aceea nu
pot veni. Întrebarea este ce neputință e asta? Acum vreau să înțelegeți ideea totală de prevare. Ce este neputința asta? Neputința aceasta este o neputință morală și spirituală. Nu este o neputință fizică. Un ateu poate veni în adunare aici. Un ateu poate citi Biblia. Un ateu se poate ruga. Dar nu are dispoziția inimii de a face lucrul ăsta. Natura lui îi dictează să facă ceva contrar a ceea ce cere Dumnezeu. Asta este neputința. Vă citesc din Matei 22, unde spune Scriptura așa, versetul 3, mai frontal. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la cină, dar ei n-au vrut să vină. I-a trimis a doua oară, versetul 5, dar ei fără să le pese. Vedeți, există o problemă, o dispoziție lăuntrică. Nu ne pasă de Evanghelie, nu ne pasă de Dumnezeu, nu ne pasă de gloria Lui. Nu ne pasă nici de sufletul nostru. Nu ne pasă nici dacă suntem sau nu suntem împăcați cu El. Nu ne pasă. Nu ne interesează. Nu vrem să venim. Asta este neputința voinței umane. Neputința voinței umane nu constă în faptul că nu pot să mă mișc să vin la Dumnezeu, ci că nu vreau să vin. Este o dispoziție împotriva lui Dumnezeu și o dispoziție spre păcat, spre lume, spre diavol. Și nu puteau și au spus, nu pot, de aceea nu pot veni. Concluzia, nu pot veni. Asta este totala depravare. Toți parcă s-au vorbit. Vreau să înțelegeți. În Vechiul Testament Dumnezeu ne arată prin vechiul legământ și prin lege neputința omului. Pentru asta a fost dată legea. Să descopere neputința omului. Când Dumnezeu spune, alege astăzi! Cui vrei să slujești? Uite, ai aici cina și ai gunoiul lumii. Aici pe Dumnezeu, aici pe diavolul. Aici viața, aici moartea. Aici binecuvântarea, aici blestemul. Legea, împlinește legea și ai viața. Împlinește legea și l-ai pe Dumnezeu. Împlinește legea și ai țara promisă. Împlinește legea și ai veșnicia. Și îți spune, super, hai! Și legea n-a făcut decât să descopere depravarea lor. Și legea n-a făcut decât să-i facă mai perverși în a inventa alte legi decât alea care le-a dat Dumnezeu, în a inventa alte legi pe care le puteau ține și prin care își puteau furi o neprihănire proprie, așa că atunci când a venit Hristos, a spus, n-avem nevoie de El. Avem o neprihănire a noastră. Asta a făcut legea. Asta a făcut legea. Și când a venit Hristos și i-a chemat, toți parcă s-au înțeles. L-au refuzat. L-au refuzat. Acum la versetul 21 se schimbă registru. Dumnezeu ne arată cum lucrează nu cu Israel, în vechiul legământ, sub lege, ci ne arată cum lucrează cu neamurile, cu biserica, în nou legământ, sub har. Când s-a întors, robul a spus stăpânului casei aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat. Vreau să ascultați ce spune în Matei, capitolul 22. Și dacă s-o mânia ce? Da? Ți-l imaginezi pe Dumnezeu sus în cer, supărat că n-ați venit la nunta fiului meu. Și dacă s-o mânia ce? Păi ne spune că s-a mâniat pe poporul Israel, ce a făcut Dumnezeu? Ia ascultați. Versetul 6 spune despre ei. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc, de ei și i-au omorât. Asta sunt profeții, sunt apostolii, că asta au făcut cu ei. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Cine sunt ăștia? Evreii! Asta a făcut Dumnezeu cu ei. I-a distrus, i-a împrăștiat pe toată suprafața pământului. A pregătit mii de ani venirea Domnului Iisus Hristos și ei l-au respins. I-a omorât pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Asta a făcut Dumnezeu cu ei. Dumnezeu a fost foarte serios în chemarea pe care a făcut-o. De aceea spune apostolul, autorul cărții Evrei, cu cât mai aspră pedeapsă va lua cel care respinge Evanghelia. Deci, suntem sub har, suntem în Evanghelie. Nu te pedepsește Dumnezeu mai aspru când respingi Evanghelia decât atunci când ai respins legea. Mai aspru. Pentru că ți-a trimis Dumnezeu ce a avut mai scump pe Fiul Lui. Ce face Dumnezeu un nou legământ? Și ce spun oamenii că face Dumnezeu un nou legământ? Și asta se predică în predice, la evanghelizări. Dumnezeu mai încearcă o dată cu neamurile ce a încercat cu Israel. Asta se spune în esență. Dumnezeu mai pune încă o dată, dar acum nu pentru Israel, ci pune pentru păgâni. Viața, moartea. Binecuvântarea, blestemul. Dumnezeu, diavolul. Rai, iadul. Mai pune încă o dată. Ce vă face pe dumneavoastră să credeți că dacă oamenii ăștia care au avut sute mii de ani și au avut profeții, și au avut revelația și l-au respins în repetate rânduri pe Dumnezeu, ce vă face să crezi că păgânii ăștia dintre neamuri, noi, vom primi Evanghelia? Ce nebunie! Să crezi că Dumnezeu zice, nu mers prima dată, mai încerc încă o dată. Planul B! Asta a făcut Dumnezeu? Nici vorbă! Ăsta nu este nou legământ. Asta nu este lucrarea lui Dumnezeu în nou legământ. Nici vorba de așa ceva. Când s-a întors, robul a spus stăpânului său aceste lucruri, atunci stăpânul casei s-a mâniat. Mânia lui Dumnezeu se descopere în relație cu Evanghelia.
în relație cu respingerea Fiului Său. De ce să descoperim mânia lui Dumnezeu? Simplu, mânia lui Dumnezeu a căzut odată peste Fiul Său, Iisus Hristos. Toți cei care sunt în Iisus Hristos sunt scăpați de mânia lui Dumnezeu. Ești în afara lui Iisus Hristos, vei suporta judecata și mânia lui Dumnezeu. Simplu, scurt pe doi. Asta este o veste a Evangheliei. Și Dumnezeu ne arată istoric, în istorie, în mai multe etape, că El face lucrul acesta. Și a zis robului său, du-te de grabă în piețile și ulițile cetății. Du-te de grabă, aici ni se arată urgența Evangheliei. Stăm în bancă, e bine că stăm în seara asta în bancă, să fim învățați de Cuvântul lui Dumnezeu, să fim învățați de Duhul Sfânt, să nu uităm urgența Evangheliei. Când se schimbă registrul, așa când te uiți la istoria poporului Israel, zici, bă, are cam multă răbdare Dumnezeu pe ei. Trebuie să dea o dată cu ei de pământ și o încheiat-o. Acum e urgență, duceți-vă! Și când te uiți la biserica noului legământ, noului testament, când a fost formată, se vede o explozie de zel misionar. O explozie a râvnei misionare. Toți vesteau pretutindeni pe Domnul Iisus Hristos. De unde venea lucrul acesta? Din noul mod de lucru pe care îl are Dumnezeu. Din noul mod de lucru pe care îl are Dumnezeu. Vedem imediat care e modul ăsta de lucru. Dar nu treceți cu vederea această urgență a Evangheliei. Du-te de grabă în piețile și ulițile cetății. Ce-i piața și ulița? Cele mai populate locuri. Locul în care se adunau toate categoriile de oameni. Acolo se duce și săracul, și cel bogat, și cel care are de dat ceva, și cel care are de luat ceva. Se duce și cu copiii, și cu toate categoriile de oameni. Du-te în cele mai populate locuri și vestește Evanghelia. De ce Pavel s-a dus întâi în cetăți, în orașe? S-a dus pe acolo, acolo era populația condensată. Și interesul lui era ca Evanghelia să fie strigată de pe acoperișurile casurilor. Ca Evanghelia să se ducă larg la toți oamenii. Eu cred din toată inima mea în alegerea lui Dumnezeu, cred din toată inima mea în același timp în trimiterea Evangheliei și darea Evangheliei fiecărui om fără discriminare. Că nu înțelegem noi cum se împacă lucrurile astea două. Nici nu mă interesează, vă spun sincer, nici nu mă interesează. N-am nicio frământare noaptea cum se împacă predestinarea cu Evanghelia care trebuie dată la fiecare făptură. N-am niciun stres. Biblia le învață pe amândouă, trebuie să le credem pe amândouă. Și în special să o practicăm pe a doua. Da? Să se ducă la fiecare făptură, în cele mai populate locuri și să dăm această Evanghelie. Să dăm această Evanghelie. Du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și... Ascultați. Ce a spus prima dată? Prima dată a spus așa. A trimis pe robul său să spună celor poftiți. A doua oară, când Dumnezeu lucrează cu neamurile, spune du-te în piețele și ulițele cetății și... Nu spune spune. Nu spune. A doua oară spune silește. Versetul 21. Nu zice și du-te și spune-le. Așa spune prima dată. Și adu aici. Adu aici. Vedeți ce poruncă? Îi se poruncește să-i aducă. Nu să-i poftească, nu să-i invite, nu să le oferteze, nu să facă tranzacții cu ei, nu să facă legământ cu ei, ci să-i aducă. Cum? Dacă și ăștia spun, nu vrem să venim nici noi. Nu ne interesează nici pe noi. Uitați-vă la starea acestor oameni. Săraci, ciungi, oaibi și șchiopi. Știi cine sunt ăștia? Fratele Mihai, eu și restul care suntem aici. Din punct, este o prezentare foarte puternică a ceea ce suntem noi din punct de vedere spiritual. Și în Apocalipsa știți că o biserică Domnul vorbește în același fel. Și nu știi că ești sărac, orb și gol, nenorocit, ticălos. Ești dezastru. Asta este depravarea în care noi ne găsim. Dar momentul în care ne simțim sărăcia, ne simțim handicapul spiritual, ne simțim orbirea spirituală, ne simțim felul în care suntem din punct de vedere spiritual, când Duhul Sfânt aduce această lucrare de convingere, El ne atrage la El, ne aduce la Domnul Iisus Hristos. Da? Asta este lucrarea pe care o face Dumnezeu. Și adu aici pe cei săraci, orbi și șoapi. Aș vrea să vă întreb, v-ați simțit vreodată așa? V-ați simțit vreodată așa? Domnul Iisus n-a venit pentru cei neprihăniți, ci pentru cei bolnavi, pentru cei ticăloși, pentru cei păcătoși. Nu cei, spune El, nu cei sănătoși au trebuință de doctor. Dacă tu ești bolnav și crezi că ești sănătos, vei respinge medicamentul, nu vei primi lucrarea doctorului. Da? Trebuie să ajungem să ne vedem în felul în care Dumnezeu ne vede și în felul în care suntem noi cu adevărat. Felul în care noi suntem cu adevărat. Da, noi, săracii, ciungii, orbii și șchiopii, am fost aduși la Evanghelie. Versetul 22. La urmă, robul a zis, foarte interesant. Ia ascultați. Stăpâne, s-a făcut cum ai? Prima dată el a poftit. I-a poftit. S-a făcut cum ai? Poruncit. Cum? Nu-i niciunul care a zis, eu nu vreau să vin? Foarte interesant. Vă întreb, cum de prima dată toți au refuzat și a doua oară
toți după care s-a dus au venit. Foarte ciudat. Nu? Nu vi se pare ciudat? Mi se pare foarte ciudat. Ce a făcut? Păi în primul caz a fost într-adevăr făcută o ofertă, spune, a doua a spus adu-i și a fost o poruncă. Un decret de la Dumnezeu, o poruncă. Și robul, cum a făcut-o vedem imediat, s-a dus și a dus pe toți pe care i-a găsit. Absolut pe toți. Fără niciun fel de excepție. Este o lucrare infailibilă a acestui rob. Este o lucrare puternică, profundă. El îi aduce pe oamenii aceștia. Și tot mai este loc. Ați auzit predici în care cerul este un loc foarte trist? Sunt câțiva mântuiți, dar Dumnezeu stă acolo pe un jilț, îmbătrânit de zile, și oftează pentru copiii lui pe care el i-a dorit în cer, sunt în iad. Sunt în iad. Ce să fac? El i-a invitat, dacă ei nu vreau să vină. Mai este loc. Mai este loc. Și Dumnezeu se uită la locurile goale și tu puteai să fii aici. Și tu puteai să fii aici. Din cauza voastră o să trăiesc o veșnicie într-o tristețe profundă. Nu va fi așa. Nu va fi așa. Ia ascultați. Și stăpânul a zis robului, ieși la drumuri și la garduri. Și pe cei ce vei găsi, silește-i să intre. Silește-i să intre. Ca să mi se umple casa. Ca să mi se umple casa. Nu știu ce imagine aveți dumneavoastră despre ce se va întâmpla în veșnicie. Dar eu iubesc secvențele, da, pe care Dumnezeu ni le dă, nu multe, dar pe care Dumnezeu ni le dă în cartea Apocalipsei. Fantastic. Fantastic. O mulțime pe care n-o poate număra nimeni. Casa lui Dumnezeu va fi plină, plină. Cât a vrut El să fie acolo, toți vor fi acolo. Nu va lipsi nici unul. Dacă un singur suflet din cei pe care Dumnezeu i-a hotărât și i-a adus, i-a atras la Fiul Lui prin Duhul Sfânt, dacă un singur suflet s-ar duce în iad, Dumnezeu într-adevăr ar avea toate motivele ca să fie tristă o veșnicie și Satan ar avea toate motivele ca împreună cu iadul să vă jocorească lucrarea lui Dumnezeu. Nu se va întâmpla. Amin. Nu se va întâmpla. Lucrarea Duhului Sfânt este atât de profundă încât îi umple casa. Cum îi umple casa? Prin faptul că îi aduce și îi silește. Cuvântul silit de aici este folosit, de exemplu, în Cartea Faptelor Apostolilor, când spune că i-au atras, i-au târâit pe apostoli în piața cetății. Sau l-au târâit pe Pavel afară din templu. Sau au târâit năvodul afară din apă. L-au târâit. Pavel n-a vrut să fie târâit, apostolii n-au vrut să fie târâiți, năvodul n-a vrut să fie târâit. Nimeni l-a întrebat cineva dacă vrea să fie târâit. Este scos din calcul lucrul ăsta. Asta este silirea. Asta este silirea pe care o face Dumnezeu. Unii oameni spun, nu există dragoste cu forța. Nu o fi între tine și nevasta. Dumnezeu nu e nevasta ta. Dumnezeu e guvernatorul întregului pământ. Dumnezeu este guvernatorul moral al întregului pământ. El este creatorul tău și stăpânul tău. Dacă vrea să te forțeze, te va forța. Te va forța. Păi are Dumnezeu dreptul ăsta? Întreabă prostii cât vrei. Dumnezeu va face lucrul acesta. Dumnezeu va face lucrul acesta. Lucrarea aceasta nu o facem noi, ci o face Duhul Sfânt. Cum o face Duhul Sfânt? În Noul Testament ni se prezintă mai multe locuri în care ni se arată cum se face lucrul acesta. Luați de exemplu la cincizecime. Se coboară Duhul Sfânt. Se coboară Duhul Sfânt. Și spune, Petru predică. Sunt două lucruri diferite aici. Ce face omul și ce face Duhul Sfânt? Petru predică Evanghelia și după ce au rămas străpunși în inimă, le-a cerut voie Duhul Sfânt să-i străpungă în inimă? Nu, nici nu-l interesa. Nici nu-l interesa. După ce a străpuns în inimă, au întrebat fraților ce să facem. Asta este lucrarea Duhului Sfânt. Dar sau despre Lidia, spune, Domnul i-a deschis inima. I-a cerut voie Domnul Lidiei să-i deschidă inima? Nu i-a cerut voie. Domnul a dat cu Saul de pământ. I-a cerut Domnul voie? Nu i-a cerut voie. 2 Corinteni capitolul 4. Cel care a spus să fie lumină ne-a luminat inimile. Ne-a cerut voie să ne lumineze? Nu ne-a cerut voie. Este o silire din partea lui Dumnezeu. Voința noastră este împotrivitoare lui Dumnezeu. El vine și aprinde lumina. El vine și ne străpunge conștiința. El ne face să ne simțim vinovați. El ne face să ne simțim niște viermi. El ne face să vedem frumusețea Domnului Iisus Hristos când face lumină în sufletele noastre, fără să ne ceară voie. Și cu atracție irezistibilă ne aduce la Fiul Său. Ne aduce la cină. Ne aduce la cină. Uitați, vă citesc pasajul 2 din Sfânta Scriptură. Suplimentare. De exemplu, 1 Tesaloniceni spune așa. 1 Tesaloniceni, capitolul 1. Versetul 5. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu
Nu zice că n-a fost propovăduită cu vorbe, dar spune nu numai cu vorbe. Mai a fost ceva în plus de vorbe. Vorbele cine le-a spus? Apostolul Pavel. Vorbele au fost spuse de el. Ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Da? Când s-a predicat, predicatorul a vorbit, Duhul Sfânt a lucrat cu putere și i-a dat îndrăzneală. Și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului și vorbește despre actul inițial al mântuirii, da? Despre convertire. Și ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria de la Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, din momentul predicării, din momentul convertirii, Duhul Sfânt deja dădea o bucurie acestor oameni pentru lucrurile predicate. Ca ei, în ciuda suferințelor profunde prin care au trecut, puternice prin care au trecut, ei să primească mântuirea. A fost o lucrare a Duhului Sfânt, o atragere, o silire. O silire. Ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa. 2 Corinteni, capitolul 3. Deci se prezintă exact în aceeași formulă, paralel, lucrarea din vechiul legământ și lucrarea din noul legământ. Ia ascultați ce spune. 2 Corinteni, capitolul 3. Versetul 5. Nu că prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului. Căci slova omoară, prima parte a textului nostru, asta face slova. Dar Duhul dă viață. Ia ascultați. Acum dacă slujba aducătoare de moarte, care slujba aducătoare de moarte? Slova care omoară, despre asta vorbi, da? Asta e o slujba aducătoare de moarte. Scrisă și săpată în pietre. Ce a fost scris și a fost săpată în pietre? Legea! Legea omoară, dar Duhul dă viață. Slova nu se referă la predici. Slova de aici nu se referă la porunci din Noul Testament. Slova de aici nu se referă la sfaturile pe care vi le dăm în predici, la poruncile Domnului Iisus Hristos. Slova nu se referă la doctrina biblică a Noului Testament. Este o absurditate, o prostie și o bajocorie a lui Dumnezeu să spui că la asta se referă. Nu, slova se referă la, ascultați, slujba aducătoare de moarte scrisă și săpată în pietre, adică legea care ți-a arătat păcatul și ce meriți pentru păcat. Ce? Moartea! Moartea! Versetul 8. Cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului? Cum a lucrat Dumnezeu prima dată? A lucrat prin lege și a dus moarte. Cum a lucrat a doua oară? A lucrat prin Duhul și a dus viață. Ia ascultați. Dacă slujba aducătoare de osând a fost slăvită, cu atât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire. Slujba Duhului aduce neprihănirea. Da? Aduce neprihănirea. Și spune Apostolul Pavel în final, versetul 17, căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia sau libertatea. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu a Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Nu prin slovă, ci acum prin slavă. O slavă pe care ne-o descoperă Duhul Sfânt pe fața Domnului Iisus Hristos. Da? Asta este lucrarea care se întâmplă în nașterea din nou. Asta este forțarea sau silirea. Duhul Sfânt vine, îți dă credință, te face să vezi frumusețea persoanei Domnului Iisus Hristos și frumusețea persoanei Domnului Iisus Hristos emană o forță irezistibilă către tine. Dacă vezi frumusețea Domnului Iisus Hristos, orice altceva ai veni, ai vedea și ai avea. Ai lepădat totul și ai venit la Domnul Iisus Hristos. Asta se întâmplă. Asta este slujba Duhului. În concluzie, în seara aceasta văzut la versetul 15, la versetul 20, pregătirea cinei pe care a făcut-o Dumnezeu, lucrarea Sfintei Treimi, faptul că totul este gata în Evanghelie și că totala noastră depravare ne face să respingem toți în unanimitate împreună lucrarea Evangheliei care este comunicată. Toți o respingem. Că ne-o dă Dumnezeu așa într-o coajă de nucă, că ne-o dă complet în plinătatea Domnului Iisus Hristos, în noi înșine nu vrem să fim, să venim, nu ne pasă. Nu ne pasă, asta este realitatea despre noi. Dar în a doua parte am văzut și cum lucrează Dumnezeu în biserică, între neamuri, în nou legământ, în timp ce se spune, este o lucrare secretă, miraculoasă, tainică, supranaturală a Duhului Sfânt. Frați și surori, asta este nădejdea noastră. Treaba noastră este să privim la urgența Evangheliei, la universalitatea Evangheliei și treaba noastră este să ne ducem și să o vestim. În piețe, în ulițe, la drumuri, la garduri, oriunde să vestim Evanghelia. Și să ne punem toată încrederea în lucrarea puternică, miraculoasă, supranaturală, tainică, invizibilă, spirituală a Duhului Sfânt. El poate să silească.
El poate să deschidă inima. El poate să străpungă inimile. El poate să lucreze și rămâneți și cu acest gând. Va veni o zi glorioasă. Va veni o zi glorioasă în care vom vedea toți, indiferent de dezamăgirile noastre, că casa lui Dumnezeu este plină. Slavă Domnului! Casa lui Dumnezeu este plină. Aceasta este lucrarea desăvârșită a lui Dumnezeu. Este o eroare fatală pentru noi să ne întoarcem la modul de lucru al lui Dumnezeu în vechiul legământ, care a fost intenționat de Dumnezeu să demonstreze depravarea noastră, stricăciunea noastră, neputința noastră. Este fatal acum să ne întoarcem la oameni și să spunem: hei, poți fi mântuit prin Domnul Iisus Hristos, dar trebuie să faci tu asta, 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 și să-i ducem înapoi la slujba aducătoare de moarte. Este fatal, este greșit, este eronat. Predicați cu toată încrederea, mărturisiți cu toată încrederea pe Domnul Iisus Hristos, care este ca o cină masă, ca o masă bogată și miezoasă, plină, pusă la dispoziția noastră. Și nu trebuie să contribuim cu absolut nimic. Și în timp ce faceți lucrul acesta și prezentați cu urgență lucrul acesta, să ne punem cu toții încrederea în această lucrare tainică, invizibilă, secretă a Duhului Sfânt, prin care El silește oamenii. Nu există nicio altă speranță. Vă mărturisesc că nu am nici un fel de speranță cu privire la mine și n-am nici un fel de speranță cu privire la absolut nimeni, cu atât mai puțin la ființa depravată și stricată, omul, ca să se întoarcă la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu astăzi, cu toată lucrarea Duhului Sfânt și lucrarea nașterii din nou pe care a făcut-o în viața mea, dacă Dumnezeu astăzi m-ar lăsa să-mi duc mântuirea singur până la capăt, m-aș prăbuși când aș ieși afară de aici. Aș intra în ateism instant. Instant. Ne punem toată încrederea în această lucrare a Duhului Sfânt. Să nu fim ignoranți cu privire la lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu, pentru că asta va afecta modul în care facem evanghelizare. Asta va afecta dacă facem evanghelizare. Asta va afecta dacă facem evanghelizare. Să lăsăm treaba lui Dumnezeu, e treaba lui Dumnezeu, treaba Duhului Sfânt este treaba Duhului Sfânt, lucrarea Domnului Iisus este încheiată, noi să ne facem treaba noastră. Că putem să stăm aici și să speculăm pe tot felul de întrebări calviniste sau arminiene, dar ce logică este între aia și aia, dar ce logică este între... irelevant, credeți-mă, irelevant. Să predicăm Evanghelia cu credincioșie, să arătăm frumusețea Domnului Iisus Hristos, să demonstrăm că toate lucrurile sunt gata și să chemăm oamenii. Veniți! Veniți la Domnul Iisus Hristos! Și pe cel ce vine, El nu-l va izgoni niciodată afară. Amin!